Hristos a înviat. Bine ați venit la Muzeul Mitropolitan Iași. Mă aflu aici în dublă calitate de muzeograf al acestui muzeu și de delegat al Înalpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan. Sunt deosebit de onorat să vă adresez astăzi cuvântul de bun venit din partea Înalpreasfințitului Teofan, prilejuit de această conferință. Pentru câteva momente, sala Eclesia a Muzeului Mitropolitan Iași va fi pusă în slujba evenimentului dumneavoastră. Vă transmit pe această cale din partea Înalpreasfințitului Teofan, Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, arhiereștile binecuvântări și bunele doriri, concretizate în binecuvântate urări de bucurie și pace, sănătate sufletească și trupească, știință și credință, inspirație și rod bogat în activitățile dumneavoastră, atât cele profesionale cât și cele personale. Vă mulțumesc și dau cuvântul Părintelui. Mulțumim frumos pentru primire, pentru invitație. Știam că sunt lucrurile puse în detaliu aici la Mitropolie, dar chiar nu ne așteptam ca Înalpreasfințitul Părinte să ne transmită un cuvânt de bun venit. Și sunt nu numai onorat, ci îndatorat și copleșit. Dincolo de asta, cuvântul care... cu care aș începe întâlnirea din această seară, pentru că nu putem să o numim conferință, fiindcă presupune o răceală cuvântul, o răceală academică, scolastică, în sfârșit. Așa că cuvântul pe care aș vrea să vi-l spun este cea mai frumoasă predică pe care a auzit-o neamul omenesc vreodată, cea mai scurtă, cea mai interesantă și, bineînțeles, spusă de o femeie. Hristos a înviat. Sunt convins că, frățile voastre, știți că acesta este mărturisirea pe care a făcut-o una din Sfintele Femei Mironosițe, le-a făcut-o apostolilor. Așadar, a predicat o femeie, a predicat apostolilor, care erau ascunși de frica iudeilor. Și am spus asta, sau am început cu acest cuvânt, pentru că am înțeles că doamnele s-au ocupat, în principal doamnele s-au ocupat de această întâlnire și vreau să le mulțumesc pe această cale. De fapt, e un omagiu pe care de fiecare dată îl aduc femeii, pentru că e o învățătură pe care am primit-o prin viu glas de la un părinte sfânt, foarte mare sfânt, al nostru, al românilor, Părintele Arsenie Papacioc, care vorbește la superlativ despre... de ani și de fiecare dată când îmi amintesc de el, mă înduioșez și îmi dau seama de sensibilitatea și de dragostea Părintelui pentru oameni în general și pentru femeie cu harismele ei în special. În seara aceasta aș vrea să vorbim, de fapt să facem o incursiune, dacă sunteți de acord, la Ierusalim, în sensul că sunt absolut convins că dumneavoastră știți exact evenimentele care s-au petrecut acolo, le știm cu toții din Scriptură și mai mult sau mai puțin fiecare am înțeles într-o măsură ce s-a întâmplat, ce momente grele au fost, dar foarte rar se întâmplă să putem participa aproape fizic la ceea ce s-a întâmplat acolo. Și asta pentru că nu ne propunem. Deci eu v-aș propune, dacă sunteți de acord, să facem o călătorie duhovnicească la Ierusalim.
nu un pelerinaj, deci nu o excursie, ci o călătorie. Și asta o călătorie duhovnicească. Și asta înseamnă să ne întoarcem cu istoricul aproape, nu aproape, cu 2000 de ani în urmă, un moment în care totul părea prăbușit. Titlul propus pentru întâlnirea de astăzi a fost, înțeleg, de la moarte la viață. Eu mă gândisem pe drum la o surpriză, așa cum am înțeles că s-a pregătit aici, să vă vorbesc despre ultima ispită, ultima ispită a Mântuitorului Iisus Hristos și prin asta, bineînțeles, modul în care și noi trecem prin această ispită, și anume aceea de a se coborâ de pe cruce. Dar am să fac un mix din aceste două gânduri pe care le am și o să mergem împreună la Ierusalim să vedem ce s-a întâmplat acolo și de ce este atât de important pentru noi, mai cu seamă că suntem, iată, duminică, a fost a opta zi, nu-i așa? A fost Duminica Tomii. Un moment extraordinar, un moment de o frumusețe rară. Și aș începe cu acest moment, întâi de toate, pentru o perspectivă nu nouă, dar interesantă a ceea ce s-a întâmplat cu Sfântul Apostol Toma. Întâi de toate, trebuie să știm de asemenea că la 8 zile după momentul învierii, încă ucenicii erau ascunși de frica iudeilor. Deci cel mai probabil, și nu greșim fără să speculăm, că în aceste 8 zile toate știrile, hrana sau orice alte nevoi vor fi avut, au fost asigurate tot de către femei. Așadar, femeile au fost cele care au adus știrile, cele care au trecut prin ușile încuiate, sigur, pe care le deschideau apostolii. Și iată că ne aflăm la 8 zile de când ei stăteau ascunși, pentru că în mod firesc erau complici la săvârșirea unor fapte, unor infracțiuni, pentru care pedeapsa era pedeapsa cu moartea. Așadar se temeau, era vorba de o moarte iminentă. Suntem în ziua a 8-a în care Mântuitorul aude cuvintele lui Toma. Toma s-a adresat, să știți că Toma s-a adresat ucenicilor când a spus: de nu voi pune degetul meu, de nu voi pune mâna mea, și toate celelalte. Toma vrea să se încredințeze cu simțurile sale. Cei mai mulți exegeți spun că lui Toma i-a fost suficient apariția Mântuitorului prin ușile încuiate, lucru care cel mai probabil ne-ar lăsa perplex și pe noi. Adică de aceea și spus pace vouă, ca să se liniștească, pentru că omul intră într-o stare din aceasta, chiar în fața tainei, în fața minunii, el se crispează. Dar iată că Toma, dacă este să ne luăm după cei mai mulți exegeți, ar fi atins Sfântul Trup, trupul înduhovnicit, îndumnezeit al Mântuitorului după înviere. A spus: Domnul meu și Dumnezeul meu. Personal, cred că nu a mai atins trupul Mântuitorului, măcar că poate ați văzut celebra pictura lui Caravaggio, foarte realistă și foarte cutremurătoare, în care scotocește cu degetul în coastele Mântuitorului. Chiar dacă am face așa, dacă nu avem credință, tot nu folosește la nimic. Dar, dincolo de asta, trebuie spus următorul lucru. Dragii mei, este cu totul nepotrivit și nedrept să-i spunem lui Toma că este necredincios, fiindcă el nu spune că nu crede în Iisus Hristos. El vrea să vadă dumnezeirea lui. Și asta este foarte important. Dumnezeu folosește acest prilej
Dumnezeu cuvântul întrupat și iată înviat folosește acest prilej pentru ca Toma să ceară proba simțurilor, să spunem așa, certitudinea aceasta care deseori ne poate înșela a simțurilor și anume că cel care se află în fața lui a murit cu adevărat. Aceasta cere Toma. Și de unde știm asta? Nu este doar o perspectivă pe care o speculăm noi, ci știm pentru că în prima zi, în duminica învierii seara, când a intrat prin ușile încuiate și le-a spus pace vouă, atunci când le-a dat Duh Sfânt și toate celelalte pe care le cunoașteți, avem un amănunt, le spune, le-a arătat mâinile sale, palmele sale și coasta sa. Cu alte cuvinte, recognoscibil pentru noi este în primul rând sau sunt în primul rând semnele morții. Și de aici cumva încercăm să înseilăm această încredințare și această trecere extraordinară pe care o fac apostolii și împreună cu ei o facem și noi. Dar înainte de acest moment trebuie spus că nimeni, absolut nimeni, dintre cei pe care îi cunoaștem, nu a crezut în învierea sa, mai cu seamă după moartea sa. Ceea ce înseamnă că moartea, și atunci, ca și acum, din păcate, pare să aibă ultimul cuvânt în creație și pare să fie singura certitudine unanim acceptată. De unde știm? Știm că mironosițele nu s-au dus ca așteptând o înviere, ci s-au dus ca la un mort, unde l-au dus, unde l-au pus. Ucenicii n-au crezut, după cum atât de minunat spune textul evanghelic, ei care se îndoiseră. Iudeii n-au crezut, arhiereii n-au crezut, nici măcar cei care au aflat primii vestea învierii Domnului. Și în mod paradoxal, aproape cinic, am spune, că cei care au aflat primii au fost tot păgânii, soldații romani. Și imediat următorii, în ordinea aceasta cronologică, sunt cei care l-au și condamnat, pentru că soldații romani au fugit repede la cei care i-au tocmit pentru a păzi mormântul. Și cu toate acestea, nimeni, absolut nimeni n-a crezut. Totuși este cineva care a crezut. Și nu e o întrebare așa ca la școală, ci pur și simplu este un exercițiu pentru că suntem împreună, ca și cum am fi la Ierusalim și a spune, recunoști casa aceea, uite foișorul în care s-a luat masa. Cam așa facem noi întâlnirile. Noi mergem împreună cu Mântuitorul în locurile în care a fost, trăim aceste momente, nu numai emoțional, umoral, ci căutăm să le trăim duhovnicește, dar pentru aceasta trebuie să înțelegem, să vedem evenimentele. Noi avem o gândire iconică. Omul este dialogic, așa ca ființă, dar avem o gândire iconică. Dacă ne gândim la cineva drag, nu? Vedem icoana lui, vedem fotografii, chipul lui. Avem această gândire iconică. Și de aceea facem aceste incursiuni în viața pământească, să spunem, a Mântuitorului Iisus Hristos, a Fiului lui Dumnezeu întrupat, pentru că avem icoana vie a Mântuitorului, îl cunoaștem pe Mântuitorul, știm pe Mântuitorul, îl știm pe Dumnezeu omul. Și asta ne permite să facem aceste incursiuni. Deci spunem că este totuși cineva care credea în învierea lui. Maica Domnului, care a și văzut învierea lui, singura care a văzut învierea, prima care a văzut învierea, singura care a văzut învierea. În rest avem doar mormântul gol. Deci, dragii mei, în această atmosferă de cădere totală, de depresie totală, de dezamăgire totală, în această atmosferă se află ucenicii, se află
cei care îl urmau, chiar femeile mironosițe, chiar apropiații. Și să știți că această stare, o stare duhovnicească, este proprie lumii de astăzi. Același duh apăsător al unei lumi care cultivă ca singură realitate certitudinea morții. De aceea cumva m-am gândit, totuși mai e un pas, creștinismul prin aceasta de fapt se distinge. Ortodoxia nu este o religie, nu este o altă religie, este un adevăr pe care îl treci, pe care ți-l împropriezi ontologic. Ființial îți dai seama că trebuie să mai fie ceva, pentru că dacă moartea are ultimul cuvânt în creație, totul rămâne fără sens, totul e fără sens. De aici și strigătul acesta lui Toma. Nu, sunt încredințat că moartea are ultimul cuvânt. Știți că deși l-a văzut pe Lazar înviat, a văzut-o pe fiica lui Iair înviată, l-a văzut pe fiul văduvei din Nain, a văzut atâtea și atâtea minuni. Și cu toate acestea, Toma și apostolii cred și mărturisesc și se comportă ca și cum moartea este biruitoare. De altfel, bineînțeles că de la căderea lui Adam și până la întruparea Domnului, moartea a fost instrumentul cu care puterile căzute, duhurile căzute, mințile acestea odinioară strălucitoare în bine, înfricoșează pe om. Și era până la urmă absolută moartea, pentru că știm că și cei drepți mergeau în întunericul din afară, să spunem așa. E bine, aceasta este umbra care se așterne peste lume, norul acesta care acoperă soarele. Ce fel de soare? Și noi credeam că El este. Aceasta este replica pe care o dau Cleopa, Luca și Cleopa în drumul spre Emaus. Știți momentul în care după înviere Luca și Cleopa merg spre Emaus, li se alătură un călător, îi întreabă de ce sunteți triști, despre ce vorbiți între voi și așa mai departe, și ei se întorc. Cum? Numai tu ești străin în Ierusalim, nu știi despre rabinul, învățătorul Iisus din Nazaretul Galilei, puternic în cuvânt și în faptă, care iudeii l-au dat pe mâna păgânilor, mai mari noștri. Și noi, zice, astăzi este de acum a treia zi de când a fost răstignit, a murit, și noi credeam că El este. Ei bine, toată această năzuință, toată această încredere că Iisus este Mesia s-a dărâmat, s-a prăbușit. Lumea a căzut sub o lespede. Și strigătul lui Toma, acesta este. Vreau să văd semnele, să pun mâna, pentru că vreau să văd că acest Iisus din Nazaret, învățătorul nostru, este cel care a înviat și că învierea sa are o cu totul și cu totul altă natură decât învierea lui Lazar, de exemplu, care a înviat, dar a murit din nou, învierea fiicei lui Iair, care a înviat, dar a murit din nou, și învierea, să zicem, a tuturor celor care au înviat, pe care îi știm noi din Vechiul și Noul Testament, dar care au murit din nou și până la urmă au murit toți. Și atunci ce este universul acesta minunat creat de Dumnezeu? Un mare cimitir. Ce rămâne dacă a murit și Lazar, care a fost înviat de Domnul, a murit și fiica lui Iair, care a fost înviată de Domnul, chip minunat, și toate celelalte, orbul din naștere căruia i-a redat vederea, a murit și acela? Și Toma strigă: vreau să pun mâna în semnul acela, să văd că moartea nu mai are putere, să văd că moartea a fost desființată, să văd dumnezeirea lui Hristos. Și atunci îi arată Dumnezeu, vă dați seama cum putea, cum a fost, nu trebuie să facem mare eforturi să ne dăm seama dacă în clipa aceasta ar trece
o persoană și s-ar așeza în fața noastră, care ar fi uimirea, mai cu seamă dacă am ști despre persoana aceea că s-a alăturat tuturor morților din istoria noastră și din obișnuința noastră. Și Dumnezeu îi spune, vino Toma și pune mâna. Dacă asta crezi că te încredințează de dumnezeirea mea, de învierea mea, vino și pune mâna. Și mărturisirea lui Toma nu este una simplă. Dincolo de respectul pe care, sau să zicem așa, de această minunată exclamație pe care o aduce în istorie și în scriptură Sfântul Apostol Toma, Domnul meu și Dumnezeul meu, el, de fapt, Toma, mărturisește despre dumnezeirea lui Iisus Hristos și despre învierea sa. Și o înviere cu totul și cu totul deosebită după natură decât cea a lui Lazar și a celorlalți despre care v-am vorbit. Iar această noutate, bineînțeles, după cum știți, s-a făcut nevăzut. Așa cum a venit, așa a și plecat. Acum, sigur că pentru noi cei de astăzi, care avem 2000 de ani de creștinism, momentul acela pe care îl citim cu atâta emoție nu mai este atât de cutremurător, să spunem, sfâșietor, pentru că noi avem Sfânta Liturghie, iar acolo se petrec lucruri, minuni, dacă vreți, se consumă toate minunile de la facerea lumii și până la înălțarea Domnului, până la urmă și judecata, dacă vreți. Atunci, obișnuiți, fiind familiarizați, fiind cu atâtea minuni, pentru noi nu mai este cutremurător. Totuși însă, să știți că o mână de oameni cred în învierea lui Hristos altfel decât au crezut apostolii în învierea lui Lazar. Pentru noi, învierea Mântuitorului Iisus Hristos nu este foarte clară. Pentru noi, când spun pentru noi, mă refer la creștini și la ortodoxi, bineînțeles, fiindcă suntem obișnuiți, familiarizați cu minunea. Dar nu-L cunoaștem pe Hristos și nu cunoaștem nici trecerea aceasta extraordinară, care, de fapt, se face această mutație duhovnicească care pătrunde în inimile tuturor apostolilor, și anume ei care, iată, sunt ascunși, în primul rând că fug toți, îl părăsesc pe învățătorul lor, în al doilea rând îl tăgăduiesc, nu, din moment ce sunt ascunși, se dezic, sau cum mai e un cuvânt pe care îl folosim noi, se leapădă. Dar această mutație extraordinară care se petrece în inimile lor este, bineînțeles, în legătură cu trecerea aceasta, sau e o legătură de cauzalitate între învierea Mântuitorului Iisus Hristos și învierea inimii lor. Adică, cum spune Sfântul Apostol Pavel, erau stricăcioși până mai ieri, se seamănă trup stricăcios și înviază trup nestricăcios. Practic, învierea Mântuitorului Iisus Hristos și întâlnirea cu ei aduce această înviere a sufletului lor, a inimii lor, de unde până în clipa aceea erau speriați de moarte, ei devin mărturisitori și toți vor sfârși prin martiriu, prin a mărturisi despre dumnezeirea lui Hristos. Că asta ne interesează până la urmă cel mai mult, și o să vă spun și de ce este important în aceste zile să vorbim despre, prea mult am uitat să vorbim despre dumnezeirea lui Hristos. Minteri, aș vrea să trecem, cum am spus, prin momentele acelea foarte grele împreună, și anume că, iată, Mântuitorul este arestat, este părăsit,
se produce, bineînțeles, o parodie de proces, se mimează, se simulează un proces judiciar care cel mai probabil știți că se transformă dintr-un proces religios într-un proces politic, adică acuzații de ordin religios în acuzații, infracțiuni de ordin politic, chiar legate de dreptul imperial, dar dincolo de asta, iată, Mântuitorul este singur. Și avem un moment extraordinar, o trecere extraordinară legată de asemenea o exegeză sau o perspectivă pe care am auzit-o de multe ori, și anume rugăciunea din grădina Ghețimanii. S-a pus odată întrebarea legată de relatarea cum că Mântuitorul a plâns cu lacrimi de sânge și s-a tânguit cerând părintelui său să treacă paharul acesta de la el. Și tâlcuirea sau exegeza a fost aceea că pentru a sublinia firea sa umană s-a făcut această tâlcuire, această explicație, cum că se temea ca om de moarte. Sigur că era sufletul său, zice, sufletul meu s-a întristat de moarte. A luat pe câțiva ucenici și s-a dus să se roage în Ghețimanii cu numai câteva ore înainte de a fi arestat. Ei bine, sigur că putem spune lucrul acesta pentru a sublinia că Iisus Hristos este Dumnezeu și om și că firea sa omenească, afară de păcat, a cunoscut afectele acestea nepătimașe, foamea, frigul, durerea. Dar, dragii mei, explicația ar fi alta, pentru că chiar textul scripturistic pledează pentru asta, și anume că Mântuitorul a spus să treacă de la mine paharul acesta, dacă este cu putință, dar nu voia mea, ci voia ta. S-a făcut întru toate ascultător până la moarte părintelui său și încă moarte de ocară din iubire pentru oameni. Am tot auzit acest lucru, că Mântuitorul s-a rugat părintelui său să treacă paharul acesta, invocându-se o iminentă moarte, mă rog, formidabilă, o iminentă zguduire a temeliilor lumii. Numai că noi știm că Mântuitorul Iisus Hristos este și Dumnezeu și știm și că firea a fost îndumnezeită și că toate evangheliile vorbesc despre faptul că Fiul și Cuvântul întrupat, Logosul întrupat, Cuvântul care s-a făcut trup, știe exact pentru ce a venit. Și spune peste tot, eu pentru asta am venit. Îi spune Petru, poate știți, te căutau să te ucidă și tu iar vrei să mergi la Ierusalim? Să nu mergi acolo, să nu-ți fie ție una ca aceasta. Și spune, înapoi a mea, Satano, vă dați seama ce reproș cel care a mărturisit, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, celui viu. Cine zic oamenii că sunt? Unii Ilie, unii... Și voi cine spuneți că sunteți? Și Petru spune, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, celui viu. Și după care îi spune aceasta, înapoi a mea, Satano, cum adică? Eu pentru asta am venit. Prin urmare, lacrimile de sânge și rugăciunea au fost pentru ca umanitatea, omenitatea să nu treacă prin acest examen atât de greu. Și care este acela? Întâi de toate, această dezamăgire formidabilă, această trădare a prieteniei. Iuda,
cunoaștem că este, a devenit adjectiv, nu? Iudo. Este, Iuda nu mai este un nume propriu, ci este un adjectiv în istorie. Toată lumea știe ce înseamnă lucrul acesta. De ce? Noi socotim cei 30 de argini sau socotelile pe care le făcea sau chiar trădarea în sine. Însă gestul pe care îl reproșează Dumnezeu, îl reține Dumnezeu în sarcina sa, să spunem, este faptul că s-a judecat singur și a dat sentința, pedeapsa, și a pus-o și în executare, adică s-a sinucis. Și totuși, nici vânzarea, nici cei 30 de arginți, poate nici lucrul acesta, care, bineînțeles, este unul dintre cele mai grave, puțin grav decât sminteala. Deci ce se reține lui Iuda și ce rămâne pentru noi, care suntem creștini, este această viclenie, această stricare a inimii, în care, pe care o arată, spunându-le căpetenilor, arhiereilor, cel pe care îl voi săruta, acela este să-l prindeți negreșit. Și apropiindu-se de învățătorului, de prietenul lui, îi spune: bucură-te, învățătorule, și îl sărută. Putea oricum și oricând Dumnezeu să-și săvârșească cuvântul Mântuitorului Iisus Hristos, să-și săvârșească lucrarea sa. Nu era nevoie de Iuda în istorie ca să ajungă la sinucidere sau la trădare. Adică nu era o necesitate pentru Dumnezeu Iuda. Dar s-a ajuns să-i spui celui care a făcut atâta și atâta bine, celui care, despre care ai mărturisit că este și Dumnezeu, să-i spui: bucură-te, pentru ce mai era nevoie de asta? Deci se roagă Dumnezeu cu lacrimi: Doamne, să nu, paharul ăsta nu vreau să-l beau. Și nu pentru el, ci pentru Iuda, pentru noi. Apoi, apostolii care l-au părăsit, toți l-au părăsit. Apoi, să treacă de la mine paharul acesta. Voi face cumva, că sunt și Dumnezeu, ca să fie aceștia exonerați, să fie aceștia, în sfârșit, făcuți scăpați. Apoi, nu, lepădarea lui Petru, să treacă de la mine paharul acesta. Și nu în cele din urmă și cel mai grav, mama lui Dumnezeu, Dumnezeu atotputernic, care își este sieși propria cauză, necauzat, din veci. Părintele Stăniloae spune: Sfânta Treime, structura supremei, perfectei iubiri. Dacă e perfectă, dacă e supremă, ce mai avea nevoie iubirea asta? Și totuși iubirea aceasta a avut nevoie de o mamă, de o femeie fecioară pe care să-și o facă mamă. Iar această femeie fecioară, după cum spune Sfântul Siloan Atonitul, căruia însuși Dumnezeu i-a spus că n-a păcătuit, că Maica Domnului n-a păcătuit niciodată, nici măcar cu gândul, și că lumea aceasta, toată lumea aceasta, toată zidirea aceasta, cu toate minunățiile ei, din care nu cunoaștem nici 1%, uitați-vă taina asta, ce adânc de taină a fost la copiii aceștia. Ce știm noi din abisul sufletului lor, adânc pe adânc cheamă. Deci toată lumea aceasta a fost făcută pentru Maica Domnului, dacă vreți să reducem la un singur cuvânt. Și totuși n-a fost scutită să vadă tot acest supliciu. Deci să treacă de la mine paharul acesta, dacă este cu putință. Dar nu cum voiesc eu, ci cum tu voiești. Se face ascultător din iubire Tatălui. Și acum o temă foarte scurtă
paranteză pentru noi, care trăim, vrem să trăim duhovnicește, vrem să trăim ortodoxia. Structura supremei iubiri capătă, iată, o nouă valență. Tatăl îl iubește pe fiul cu o iubire de tată, spune Părintele Stăniloae. Fiul răspunde acestei iubiri de tată cu o iubire de fiu. Duhul Sfânt se bucură de iubirea dintre tată și fiu și așa mai departe parte structura. Și dar, odată cu întruparea Domnului, o avem și pe Maica Domnului părtașă la această iubire perfectă din structura supremei iubiri. De aceea nu știu străinii. Vă închinați la trei Dumnezei, la patru Dumnezei, la Maica Domnului, ci nu înțeleg nimic. De ce? Pentru că nu înțeleg ortodoxia care nu poate fi înțeleasă decât cu inima, care este, sigur că da, cu mintea din inimă, dar care este deslușită, să spunem așa, de har, de Duhul Sfânt. Și atunci spunem că, iată, este arestat, este pus pe batjocorit, numai un episod. Îi puseseră, era legat, îi puseseră mâna la ochi și îi dădeau palme peste cap, peste gâci și spuneau, prorocește, cine te-a lovit? Apoi cu o trestie îl loveau în cap și spuneau, prorocește, împăratul lui Israel, cine te-a lovit? Deci a suportat, a răbdat toate acestea, apoi pe cruce. Nu vreau să descriu episodul acesta pentru că a fost prea minunat ce au făcut copiii aceștia și nu foarte minunat, cum spunea Părintele Arsenie Papacioc. Își permitea că e sfânt. Eu în fața elevilor n-am voie să folosesc sintagma că nu e, imediat mă corectează, dar Părintele e sfânt și e foarte minunat. Dar totuși, dragii mei, iată, tot Părintele Arsenie spunea, Hristos era răstignit, bătut, batjocorit, era crucificat și Satana se tânguia. Și aici este cheia, de fapt, a întâlnirii noastre, ce mă interesează pe mine pentru viața duhovnicească și despre care vreau să vă spun sau vreau să vorbesc sau să vorbim, că asta e de fapt întâlnirea noastră, nu e cineva care știe ceva și transmite niște informații, ci vorbim despre viața noastră duhovnicească, cum să ne trăim viața în Hristos. Ne interesează lucrul acesta. Îl avem deci pe Mântuitorul pe cruce, pe Maica Domnului care privește acest dezonorant supliciu, această dezonorantă moarte, această dezonorantă, blestemat este cel spânzurat pe lemn. Această moarte blestemată, o mamă care își privește copilul, orice mamă din lumea aceasta. Și cu toate acestea, El, Dumnezeu atotputernic, n-o scutește pe mama Lui de această ispită, de această încercare. De ce face asta? Poate vom vorbi împreună mai multe despre... Dar ce este de spus în continuare? Că, iată, vin cărturarii, vin fariseii, vin tâlharii care îl batjocoresc. Tâlharii, cel de-a stânga și de-a dreapta, au fost puși acolo cu gândirea demonică de a se pierde în grupul acesta, gruparea tâlharilor. A fost o gândire demonică. Cel nevinovat să fie spânzurat pe lemn, moarte blestemată cu cei vinovați, ca să fie așa lotul tâlharilor, să se piardă, să se șteargă memoria lui din scriptele lui Israel. De altfel a și fost scos din sinagogă și hotărârea sau sentința era aceea cu pedeapsă complementară, să spunem așa, dincolo de răstignire, că pierdea toate drepturile civile, nu că ar fi avut ceva, s-ar fi confiscat toate bunurile, dar nici măcar să fie îngropat după rânduială. Trebuia să fie aruncat
la groapa comună să-l mănânce câinii sau jivinele. Și a răbdat o mamă să-și vadă așa fiul, mama lui Dumnezeu, un fiu să-și vadă așa mama, un tată să-și vadă așa fiul, un Duh Sfânt să vadă acest supliciu pe care îl face omul pentru care a venit să moară din iubire. Și totuși a răbdat, a îndurat, a îndurat și Maica Domnului, tâlharii îl bagiocoreau. Hai, dă-te jos de pe cruce. Dacă ziceai că ești așa, cine zici că ești? Veneau și arhiereii, cei care dăduseră, de fapt, măsluiseră rechizitoriul ăla, să zicem. Te credeai Fiul lui Dumnezeu, să vină acum Dumnezeu să te scape. Când a strigat de durere odată, a zis, îl strigă pe Ilie. A strigat, Elie, Elie, lama sabachthani, știți cuvântul acela cu Doamne, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Și zice, pe Ilie îl strigă acesta. Și atunci un soldat s-a dus să-i dea un pic de oțet și a zis, nu, lasă să vină Ilie să-l scape, că a zis că este Fiul lui Dumnezeu. Ei, să se dea jos și ne vom închina lui, vom crede în el. Dacă se dă jos, vom crede în el. Am mai auzit asta undeva. La Sfântul Brâncovean. Uite, închină-te, pune-ți turbanul și scapi copiii. Ce era dacă trimitea 12 legiuni de îngeri? Cum a și spus, i-a spus lui Petru, când i-a tăiat urechea lui Malhus, bagă sabia în teacă, ajunge. Bun, am văzut râvna ta. Crezi că nu pot să trimit 12 legiuni de îngeri să îi pârjolească? De altfel, parcă în Evanghelia de la Ioan, când au venit 300 de soldați, un sfert de cohortă, plus miliția templului, și-a întrebat, pe cine căutați? Pe Iisus Nazarineanul. Eu sunt. Și au căzut toți la pământ. Așa cum au căzut și soldații care păzeau mormântul. Luați-mă pe mine, spune. Și pe aceștia lăsați-i, că n-au făcut nimic. Deci credeți că nu puteam să fac asta? Dar nu pentru aceasta am venit în lume? Pentru ca Fiul omului să pătimească, să ridice păcatul lumii și să avem noi cântarea aceasta, care nu este doar o cântare, este o mărturisire de credință, o mărturisire duhovnicească, cu moartea pe moarte călcând. S-a făcut răbdător până la moarte, ascultător și a tăiat voia. Și de fapt, aici este toată cheia creștinismului ortodox, dragii mei. Creștinismul apusean, dacă putem să-l numim, dar de ce nu? Cine ne oprește? Sau cine oprește să-și spună creștin? Și Doamne ajută! Se oprește la cruce, la moartea Domnului, la punerea Lui în mormânt. Ortodoxia începe de pe cruce. Începe de la suferință, de la acceptarea suferinței, de la transfigurarea suferinței, care de fapt este cheia de la moarte la viață. Crucea care este de fapt trecerea, poarta și toate celelalte pe care le cunoașteți, știu că le cunoașteți. Dar în mod practic, cu ce ne ajută pe noi povestea aceasta? Pentru că, bineînțeles, a fost spusă de mii de ori, mai bine sau mai rău, mai explicit sau nu, mai încâlcită, mai dezlânată, cum poate a fost și această povestire, că ne-am dus prin mai multe locuri, am schimbat cronologia pentru a da o imagine, un tablou, o icoană. Dar cu ce ne ajută pe noi lucrul acesta?
Ei bine, dragii mei, în primul rând, ne ajută în viața duhovnicească pentru a înțelege că, de fapt, puterea lui Dumnezeu se desăvârșește în slăbiciunea aceasta, care, sigur, e o părută slăbiciune, dar, de fapt, este tăria, este harul care lucrează în noi. Că, de fapt, această ultimă ispită, sigur, poate că ați auzit că a fost un film, o carte a lui Kazantzakis, Ultima ispită, mă rog, o prostioară pentru încasat bani, dar ultima ispită a fost aceasta, în care, în fața mamei lui, în fața ucenicilor, în fața semenilor, a trebuit să rabde durerea, rușinea, dezonoarea, minciuna, calomnia și toate celelalte. Și să nu se dea jos de pe cruce. Dacă s-ar fi întâmplat asta, dacă nu încape în discuția noastră, totul s-ar fi prăbușit. Totul s-ar fi prăbușit. Dar a îndurat lucrurile acestea din iubire și ca exemplu pentru fiecare, fiindcă nu se poate altfel să treci de la moarte la viață decât prin cruce. Acum, sigur că lumea ne propune să trăim bine și e firesc să ne dorim asta. Tot am auzit că se spune că prima poruncă dată în rai a fost postul. Dar n-a fost așa. Iertați-mă, poate provoc un scandal. A zis Dumnezeu, desfătați-vă din toți pomii raiului. Deci e inversată povestea. Postul este după cădere. Care, sigur, postul alimentar, care e o treaptă foarte mică, dar a zis Dumnezeu, șarpele a zis invers. Dumnezeu a zis, din toți pomii raiului puteți să vă desfătați, adică, da, urmăriți proporția, din toți pomii raiului, numai din pomișorul ăla de acolo să nu te atingi. Dracu a venit și a zis el oare Dumnezeu că n-aveți voie să mâncați din toți pomii raiului, adică imediat a sucit, a introdus un dubitativ acolo, în sfârșit un sofism. Dar prima poruncă a fost, prima poruncă este, l-a pus Dumnezeu pe om în raiul cel din Eden și în grădina cea din Eden ca să o lucreze și să o păzească. Adică paza ochilor, trezvia minții, cele pe care le lucrăm și aici. Dar asta e o altă discuție. Dar i-a zis să se desfăteze din toți pomii raiului. Dumnezeu n-a creat lumea ca să o mântuiască, dragii mei. Aceasta este paradigma în care învățăm ortodoxia. Eu nu vă învăț altceva, dar Dumnezeu a creat lumea să o îndumnezeiască. Mântuirea este accidentul ăsta pe care l-a creat omul. Însă scopul lui Dumnezeu rămâne același. Îndumnezeirea omului. Cu alte cuvinte, odată ce noi am hotărât că suntem creștini și că urmăm lui Hristos, nu numai că avem botezul și că ne numim creștini și că lumea aceasta propune o viață de desfătare, am făcut acel salt în grădina cea din Eden, trebuie să știm că nu avem alta alegere decât crucea, decât răstignirea cu Hristos și nu în sensul neapărat acela că îți va bate cineva. Dar nu se poate biruință fără luptă, după cum nu se poate înviere fără cruce. Și dacă știm lucrul acesta și urmăm lucrul acesta, pentru că noi ne numim creștini, nu? Adică următorii lui Hristos, atunci în mod necesar trebuie să ne gândim și la faptul că îi urmăm până unde. Cum i-a zis tânărului acela, du-te, vinde-ți averea și vină după mine. Ce trebuia să zică tânărul? Păi, dar n-ai nici sandale în picioare. Ești prăfuit tot, eu am caleașcă, am lectică, am... Dacă era bogat, tânărul bogat din Evanghelie, nu l-a interesat. S-a uitat la el și a zis, unde poate să mă ducă ăsta pe mine?
Și Mântuitorul a zis să te îndumnezeiești, dacă vrei să fii desăvârșit, să te îndumnezeiești. Uite, îți dau ție o cruce. Și cel a zis, mulțumesc, pardon, nu am nevoie. Și a plecat întristat. Vedeți, s-a întristat. De ce? Pentru că nu i-a făcut pe plac, nu a primit un creștinism așa cum îl vrem și noi astăzi. Un creștinism pe care îl propune adesea lumea apuseană, cu care ne bate în poartă, cum să spun, cu buzduganul. Și atunci creștinismul acesta pe care noi l-am îmbrățișat și căruia i-am spus da, este un creștinism care trece prin cruce. Îndumnezeirea nu are loc după viața aceasta, adică e proiectată în rai, ci începe de acum. Iar pentru asta, în mod practic, trebuie să vedem cum a acționat Dumnezeu chiar în legătură cu mama sa. Vă spun, în mod practic, când ai necazul cel mai mare din viața ta, cea mai mare nenorocire care s-a abătut asupra ta, doar la atâta să te gândești. Și totuși Maica Domnului nu a fost scutită. Mama lui Dumnezeu nu a fost scutită. Cine poate să îndrăznească să spună că a avut o durere mai mare decât Maica Domnului? Nu îndrăznește nimeni, pentru că nu poate fi lucrul acesta. Și atunci, ispita aceasta de a coborî de pe cruce, de a refuza crucea și propunerea aceasta unei lumi care te copleșește cu luminile ei, că tot veni vorba de lumină, poate vorbim mâine despre o paranteză foarte scurtă, în timp ce noi eram în săptămâna Sfintelor Pătimiri, nu? După un post, așa cum e el, după rânduială, când trăiam aceste clipe pe care le trăim acum, le trăiam cu Hristos, eram acolo, miercurea vânzării, joia picioarelor, vinerea procesului, toate celelalte, cei care deja mâncaseră bine mielul, chiftelele, brânza, nu știu ce, ouăle, ne râcâiau în ușă. Nu vreți să sărbătorim și noi deodată? Păi da, dar noi suntem acum fără nicio o conotație, doar teologic, doar duhovnicește. Păi măi, tu nu vezi că eu sunt la taină, eu sunt cu Hristos cel mort pe năsălie. Eu îl prind pre Hristos acum. Ție ți arde de lumini? Ce fel de lumini? Orice fel de lumini, de la lampă, de la soare, de la o bombă atomică, orice lumină nu are nicio legătură cu lumina despre care ne vorbește Hristos și despre care știm noi ortodoxii și de pe care o căutăm de fapt acum. Spune Sfântul Ioan Evanghelistul, zice, nu era el lumina, fosta om trimis de la Dumnezeu, nu era el lumina, zice, ci ca să mărturisească despre lumină. Zice Ioan Evanghelistul, de cine? De Ioan Botezătorul. Dar nu, zice, nu era el lumina, ci ca să mărturisească despre lumina. Lumina este Hristos. Cine l-a văzut pe Hristos? Tot cel care a primit prin Duhul Sfânt. În definitiv, la Ierusalim poate să meargă și un canibal. Dacă are bilet de tren, de avion, se îmbracă cum se cuvine să nu fie dezbrăcat, se înghesuie acolo, intră în față și haț, a luat și el o lumină. Nu despre asta. Lumina aceea este darul lui Dumnezeu pentru lume, pentru toată lumea. Că vine la noi, e altă discuție. Dar nu despre lumina asta vorbim. Și iată, acea lumină despre care vorbim este tocmai ce vrea Dumnezeu să ne dea nouă. Îndumnezeirea, asemănarea cu El. Am spus mai devreme că nu a gândit Dumnezeu lumea pentru mântuire, pentru zvârcolire, ci pentru îndumnezeire, pentru asemănarea cu El.
De aceea este și atât de greu de înțeles care-i treaba cu ortodoxia. Cel puțin în spațiu apusean. Nu e de înțeles, nu pricep, pentru că noi înșine nu înțelegem foarte bine, adică să zic, eu însumi nu înțeleg foarte bine ce înseamnă să fiu creștin. Nu mai vorbesc de cleric, nu mai vorbesc, dar dincolo de asta. Și atunci, această trecere de la moarte la viață și, dacă vreți, ispitele, încercările pe care le avem, le-am avut și în mod necesar le vom avea, pot fi înțelese numai în cheia aceasta a unei transfigurări și imediat următorului Hristos, care a avut atâtea și atâtea motive să singur să-și oprească paharul. E, până aici, până la mama. Nu? Cum ar zice o mamă? Pot să-mi iubesc vrăjmașul până la copilul meu. Dar n-a zis Hristos asta. A zis, iubește-l pe vrăjmașul tău. Cine dintre noi a ajuns la măsura că se uită urât cineva la el sau ridică o sprânceană sau îl repede o casieră la alimentara, el obosit de la muncă, nu știu ce, și nu-i răspunde. Atât, un gest, atât. Nu e vorba de credința ta, de biserica ta, de copilul tău. Cum să ajungi la acea măsură să-ți iubești vrăjmașii dacă tu nu poți să rapi cea mai mică ispită, cea mai mică jignire? Ați văzut că apostolii cu toții erau extrem de fascinați de toate lucrările Mântuitorului. Au fost foarte, foarte prezenți la activitatea sa. Când însă a venit ispita, când a venit acel părinte și le-a zis, am fost la ucenicii tăi, dar n-au putut face nimic. Și ei imediat s-au dus, ofensați cumva. Dar de ce zice acesta? De ce ne-a părât? De ce n-am putut să facem nimic? Știți? Așa procedăm și noi astăzi. Dar această poruncă a iubirii vrăjmașilor este până la urmă măsura ortodoxiei noastre. În acea măsură putem să spunem că am pus început bun, măsura în care putem să ne rugăm pentru vrăjmașii noștri, putem să, sigur, să ajungem la măsura iubirii, dar să ne rugăm pentru ei. Altminteri, să știți că nu este nicio diferență între cei care umplu spațiul acela confesional care este pe lângă Sfântul Mormânt, că sunt arabi, că sunt... Nu este nicio diferență între noi și aceia care ba sunt monofiziți, ba sunt ce sunt și cum sunt. Nu. Fiindcă nu înțelegem de fapt că singura verificare neînșelată a ortodoxiei noastre este răbdarea crucii și iubirea vrăjmașilor. Dar aceasta nu se poate face în afara harului. Aceasta nu se poate face în afara ortodoxiei. Cum am putea să cerem unui om din spațiul din afara bisericii și teoretic, cu atât mai puțin practic, să-i cerem să-și iubească vrăjmașii? Cum ar putea să facă asta? Cum ar putea să înțeleagă lucrul acesta? Când harul lui Dumnezeu este cel care ne ajută să facem cele mai mici dintre faptele pe care le facem. Tot ce facem noi bine este cu ajutorul lui Dumnezeu, este cu ajutorul harului. Și atunci, ce ne interesează pe noi din această lecție pe care ne-o dăm Mântuitorul și de care ne și spune atât de minunat, cel ce crede în mine și în cel care m-a trimis pe mine, are viață veșnică și la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Ce mai vrem? Vorba Sfântului Siloan Atonitul, să ne cânte un cor din cer? Sigur că vrem, că ne-a plăcut atât de mult,
dar se referă la corul îngerilor. Ce vrem mai mult decât atât? Ce pogorământ să ne mai facă Dumnezeu? De aceea o să închei cumva în cheia aceasta, o să vă spun, întâi de toate o să vă spun așa, că sunt peste 15 ani de când mă întâlnesc cu oameni peste tot și virtual și față către față. Și cu aplauze și cu îmbrățișări și cu prietenii mari, dar nu m-am folosit duhovnicește de nimic. N-am crescut cu nimic duhovnicește. Știți că este o mărturisire. Vin cu toată dragostea, fiindcă cum iubesc oamenii, așa, omenește vorbind, nu cum ar trebui, dar mi-am dat seama în ultimii ani că este doar o formă emoțională de a trăi ortodoxia și că nu este pentru viața duhovnicească a mea personală nu este niciun fel de creștere, pentru că vrei, nu vrei, cumva te predici pe tine. Cumva nu e subiectiv, 100% subiectiv. În primul rând că ești subiect, ești persoană. Și atunci, bineînțeles că nu te folosești, pentru că acolo unde este cel mai mic gând de mândrie, harul pleacă. Duhul Sfânt nu rabdă nicio o umbră. Dar totuși este o veste bună și Dumnezeu mi-a îngăduit să înțeleg lucrul acesta și cu aceste cuvinte închei seara, cel puțin a ceea ce am eu de spus în sfârșit, o parafrază după Sfântul Apostol Pavel, care este deviza mea duhovnicească. Iar acum rămân acestea trei: pocăința, plânsul și smerenia. În afara acestora nu există nimic. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă ocrotească. Am mai trăit experiența aceasta alături de Părintele Cezar la Brașov, adică experiența de a nu ști ce să mai spun după ce a terminat. Am să îndrăznesc totuși să spun câteva cuvinte. Bineînțeles, total subiectiv, cum a spus dânsul mai devreme, așa cum înțeleg eu trecerea de la moarte la viață și mai cu seamă asupra impactului pe care îl avem față de cei din jurul nostru, indiferent în care dintre cele două stări alegem să trăim. Majoritatea oamenilor, cel puțin din experiența mea, se problematizează cu privire la acest raport moarte-viață prin prisma ultimelor clipe. Adică majoritatea au impresia că este o alegere sau o consecință, un rezultat, o rezultantă a modului în care au viețuit și asta se va întâmpla la final. Din experiență personală, și mie mi-a fost foarte greu să înțeleg că trăiam mort până la un anumit moment. Adică marea majoritate dintre noi alegem să trăim în moarte sau în viață încă de acum, din momentul ăsta, când suntem aici față către față. Și tot fiecare dintre noi putem să alegem să trăim diferit din următorul moment, dacă înțelegem lucrul ăsta. Practic sunt niște alegeri pe care Dumnezeu ni le pune la dispoziție din mare mila Lui în fiecare clip a vieții noastre. Știți că la un moment dat spune într-un anumit context Mântuitorul: lăsați morții să-și îngroape morții lor. La asta se referă, printre altele. La faptul că noi, fiind morți, trăind ca niște morți, îngropăm alți morți sau adormiți.
Din această perspectivă voi încerca să spun câteva cuvinte, așa cum înțeleg eu, repet. Și totodată voi încerca să spun cum am ieșit eu din zona asta și cum cred că ar trebui să iasă fiecare. Din păcate, un alt aspect este că mă reîntorc din când în când la starea de mort. Pentru că este o dinamică extrem de complexă și de complicată și foarte greu de dus. Și numai Harul Dumnezeu, care lucrează, bineînțeles, în sinergie cu libertatea noastră, exprimată și manifestată așa cum trebuie, face să rămânem în starea de viață, dacă vreți, încă de pe acum. Și atunci se pune întrebarea, pentru mine cel puțin s-a pus întrebarea, bine, dar cum trebuie să manifest libertatea? Adică ce trebuie să fac? Pentru că până la o anumită vârstă am avut o anumită educație, am făcut parte, bineînțeles, dintr-un mediu cultural, dintr-un etos românesc și așa mai departe, dar aveam exact aceeași minte pe care a avut-o Eva și Adam odată cu căderea. Și din perspectiva mea, asta este diferența care subliniază conceptul de moarte și conceptul de viață. Dacă o să recitiți ceea ce se întâmplă în facere sau la facere, în momentul în care vine șarpele și o ispitește pe Eva, se spune că Eva, văzând că este frumos la vedere și bun la gust, a luat ce a mâncat. Adică, practic, a cugetat în sine și a autonomizat modalitatea de gândire și de simțire față de gândirea lui Dumnezeu, cu care trăia într-un raport foarte strâns. M-am întrebat întotdeauna, uitându-mă la icoana Învierii, 99% din modurile în care s-a ales să se reprezinte icoana Învierii în tot ce ține de canoanele Erminiei picturii bizantine, ne arată pe Mântuitorul cum vine și calcă în picioare polțile iadului și lacătele și cheile și așa mai departe. Și dacă o să vă uitați cu atenție, o să vedeți că Adam și Eva imediat se îndreaptă către el cumva fericiți, iar ceilalți în planul 2 și 3 sunt cumva dubitativi. Adică își dădeau seama că nu oricine putea să intre în slavă, el a intrat în slavă, în locașul morților, dar nu știau cine e. Și m-am întrebat întotdeauna, de ce asta? Nu înțelegeam. Până am înțeles, la un moment dat, că singurii care îl văzuseră față către față din cei care se aflau acolo, erau Adam și Eva în rai. Și atunci am stat și m-am gândit, Doamne, cum o fi fost asta să stea omul față către față cu tine? Atâta timp cât eu, din experiență personală, mă întâlnesc cu un prieten și am o plăcere deosebită de a împărți câteva ore cu el, câteva clipe, câteva zile. Mă hrănesc din a sta cu el, față către față, din a-i vedea emoțiile pe chip. Dar aminte cum o fi fost, Doamne, să stea omul față către față cu tine și să se bucure de vederea ta. Nu înțeleg cum e asta. Înțeleg că s-a întâmplat și înțeleg că asta implica în primul rând ca omul, Adam și Eva, să fie în același cuget cu Dumnezeu, pentru că altfel nu s-ar fi putut întâmpla asta. Ori odată cu cugetarea aceasta întru sine a Evei, omul se desparte de cugetarea lui Dumnezeu. Mai mult decât atât. Până la urmă Eva, săraca, a făcut o greșeală minoră. Dar apare Adam. Și Dumnezeu spune, Adame, unde ești? Aici vin frații noștri protestanți și spun, vedeți, Dumnezeu nu e toate știutor. Ba da, e toate știutor, dar i-a dat șansa lui Adam să zică, aici sunt, Doamne, iartă-mă, am greșit. Și îl ierta. Și pe el și pe ea. Urmează dialogul pe care bine îl știți. Îl întreabă de unde știe că e gol, nu cumva ai gustat și zice, femeia pe care tu mi-ai dat-o,
mi-a dat să mănânc. Să știți că ruptura în cuget al lui Adam față de cugetul lui Dumnezeu e mai profundă și mai mare. Și este o ruptură care mie mi-aparține în mod nemijlocit. Adică, cu alte cuvinte, declarația este: femeia pe care ai făcut-o prost m-a indus în ispită. Acest fel de gândire pe care eu îl observ în viața mea aproape permanent este o gândire care mă asigură că trăiesc ca un mort. Pentru că în momentul în care cugeți astfel, nu poți să faci voia lui Dumnezeu. Nu poți să faci ceea ce a citat Părintele Cezar mai devreme din Evanghelia după Ioan, capitolul 5, nu mai știu, 24-26 e versetul, când spune: adevăr, adevăr, vă grez vouă, cine face ceea ce spun eu și ascultă de cel ce m-a trimis pe mine, va avea viață veșnică și la judecată nu va veni și din moarte va trece la viață. Adică exact tema a ceea ce discutăm noi. Aia este o ordonanță de urgență pe care o dă Hristos și noi nu o luăm în seamă. Eu, cel puțin, nu o iau în seamă mereu. Practic îmi arată cum să nu ajung la judecată. Am înțeles foarte greu că judecata nu e pentru ortodoxi. Și că ortodoxul, când va ajunge la judecată, Hristos, în primul rând, va avea o singură reacție. Ce cauți tu aici? Ți-am dat tot. Uitați, noi nu luăm în calcul ceva. Anume că suferința lui Dumnezeu pentru om începe înainte de facerea omului. Cu alte cuvinte, pronia și judecata sunt anterioare creierii omului. Nu se putea să creeze omul fără pronie și judecată care să fie anterior acestui proces. Poate pare ciudat ce spun, putem să povestim la întrebări dacă aveți și cred că Părintele Cezar poate să vă expliciteze și mai bine ceea ce tocmai am spus. De obicei gândim că a făcut omul și după aia a început să aibă grijă de el. Nu, este exact în situația în care suntem noi și ne dorim să facem un copil cu nevasta noastră, cu soțul nostru. Încep să-mi fac griji față de copilul încă neconceput și față de cum va arăta viața mea în acel context din iubire față de acel copil încă neconceput decât în gândul meu și al soției mele. Deci cumva Hristos, același Hristos, aceea Sfântă Treime, se pune pe cruce încă înainte de a face omul. Țin eu oare cont de lucrurile astea? Câteodată. Prea puțin. După care urmează tot ceea ce va povesti Părintele Cezar. Lucruri pe care eu nu cred că le sărbătorim, ci pe care le reamintim ca să nu le uităm cu multă durere în Săptămâna Mare. Anume, pe scurt, trădarea în mod absolut a iubirii absolute. Că ăsta e Hristos. Iubirea absolută. De ce am vrut să fac aceste specificații? În momentul în care eu trăiesc ca un mort și în prima fază nu-mi doresc, eu trebuie doar să-mi doresc să recâștig același cuget cu Hristos, în momentul respectiv, orice formă de iubire aș avea către cei din jurul meu este o iubire pătimașă. Nu este o iubire absolută, în modul absolut pe care îl are Hristos, care este Hristos. Asta oricum omul nu o poate dobândi în mod independent de Harul lui Dumnezeu. Asta vine prin Harul lui Dumnezeu. Procesul despătimirii vine prin Harul lui Dumnezeu și ajungi să gândești cu mintea lui Dumnezeu. Te îndumnezeiești. Și te poți îndumnezei încă din timpul vieții. Sunt foarte mulți oameni care trăiesc ca niște morți și spun: dar eu îmi iubesc copilul, dar eu îmi iubesc soția, dar eu îmi iubesc vecinul, dar eu îl iubesc pe celălalt. Și vă spun acum din experiență profesională. Iubirea lor este una pătimașă profund, produce suferință și neîmplinire în jur asupra obiecțiilor iubirilor pătimașe și produce și foarte multă frustrare în ei înșiși sau în noi înșine, dacă vreți. Cu alte cuvinte,
Noi nu suntem singurii beneficiari ai modului de viață în care dorim să trăim. Sunt unii oameni care nu știu că trăiesc ca niște morți. Și atunci nu poți să pui pe seama lor o rea intenție asupra consecințelor aduse celorlalți. Dar în momentul în care eu înțeleg aceste aspecte și totuși aleg și pentru 5 minute să trăiesc în această stare de moarte, viu fiind, cu siguranță față de toți cu care eu interacționez, aduc această stare pătimașă, această stare de iubire, așa zisă iubirea mea. Un lucru la care noi de obicei nu ne gândim. Nouă ne place să ne gândim că trăim cum dorim și consecințele le suportăm numai noi. Și facem ce vrem noi și am trăit cum am vrut noi. Este total fals. Acum, sunt foarte mulți oameni care spun, bine, dar eu nu pot să mă ridic la nivelul lui Hristos, eu nu pot să mă îndumnezeie, să mă sfințesc. Aici este altă chestiune pe care omul de obicei nu o înțelege. Hristos nu te vrea curat. Hristos vrea să vii către El, să-i dai inima ta, să-i spui atâta, Doamne, te rog, vino și curățește-mă, că eu sunt un ticălos. Pentru că El curăță tot. El n-are nevoie să te duci la El curat. Dacă se și poate să te duci curat, asta discutăm, poate până apare discernământul, sau dacă noi ca părinți, ca societate, ca sistem de educație ne asigurăm că copilașii noștri care se nasc sfinți rămân sfinți, pentru că de obicei noi ca părinți suntem primii care le stricăm starea de sfințenie, le alterăm. Dacă se întâmplă ca un astfel de copil crescut tânăr, adolescent să ducă către Hristos, el se duce într-o stare de curățenie. Noi nu avem cum. Dar El nu vrea decât ca noi să facem pasul către El. Uitați-vă, El spune în Evanghelie, veniți la mine toți cei împovărați și osteniți și eu vă voi odihni. Spune știind aceste lucruri, că nu te poți duce odihnit către El. Cum te-ai putea duce odihnit când ai trăit o viață de 30 de ani, 40, 50, X ani, cu cugetul tău despărțit de cugetarea Lui? Cum te-ai putea duce odihnit către El? Te duci împovărat de propriile păcate, de propriile patimi. Practic de divorțul tău de El. Este o omilie a Sfântului Ioan Gură de Aur, parafrazez că nu țin minte textele, care mie mi se pare absolut extraordinară, fabuloasă, în care vorbește despre împărat, fiul de împărat care vine să-și ia mireasa la nuntă. Și intră în iata cu ei și o găsește beată și murdară și desfrânată. Aia, mireasa aia sunt eu. Mireasa aia e fiecare dintre noi. E firea umană despărțită de Hristos. Adică sunt eu care trăiesc ca un mort. Ce-ar face omul în astfel de cazuri? Foarte simplu. S-ar despărți de ea, ar rupe logodna și ar găsi alta. Ca să ne înțelegem clar, asta ar face omul în astfel de cazuri. Și spune Sfântul Ioan Gură de Aur că a luat-o și a spălat-o cu mâinile lui și i-a curățat haina de nuntă și a luat-o în brațe și a sărutat-o pe ambii obraji și a dus-o și a unit-o cu el în cununie. Asta face Hristos cu firea fiecăruia dintre noi. Dar noi trebuie să facem pasul către El. Facem noi pasul ăsta sau nu-l facem? Asta e o întrebare retorică, bineînțeles, la care e bine să răspundă fiecare dintre noi. Asta este ceea ce înseamnă să trăiesc ca un mort, în stare de moarte. Ce înseamnă să-ți fac saltul la viață? Ce este viața, ar întreba fie cei care nu cunosc, fie ereticii. La întrebarea este cine este viața, nu ce este viața. Ne spune însuși Mântuitorul, eu sunt calea, adevărul și viața. Așa încât ca eu să pot să trăiesc, să regăsesc viața pe care am pierdut-o pe traseu. Dacă veți fi atenți la copiii noștri, până la o anumită vârstă, trăiesc efectiv ca îngeri, sunt vii, iar noi nu suntem vii pe lângă ei. Știți de ce? Știți de unde se vede asta? Pentru că dacă noi am fi vii pe lângă ei, ei ar trăi nepătimași până la adânci bătrâneți sau cel puțin până ne-ar avea lângă ei. De foarte multe ori cunosc foarte multe familii cu probleme cu copiii și toți dau vina pe copii. Și se roagă de noi să-i ajutăm să rezolve problemele. Nu poți rezolva nicio problemă cu un copil până nu-ți asumi că tu l-ai dus în starea aia.
cumva tu prin viețuirea ta ca un mort, ai asigurat cadrul din toate punctele de vedere ca și el să înceapă să trăiască pătimaș. Și spun părinții, dar nu eu l-am împins către droguri. Dar nu eu am împins-o către desfrânare. Dar nu eu îl împing către jocuri de noroc. Sigur că nu îl împingi explicit. Dar implicit ai creat cadrul. Pentru că dacă te vedea pe tine trăind cumva, dacă mă vedea pe mine ca vecin al tău, ca unchi al tău, ca om din aceea societate, din același neam, trăind altfel, n-avea de unde să învețe să trăiască ca un mort. Nu prea ne place să reflectăm asupra acestor lucruri. Mai ales mie nu-mi place să reflectez asupra acestor lucruri. Și atunci nu există decât o singură cale, un singur medicament, o singură tămăduire completă și imediată. Anume să mă arunc către Hristos, să mă arunc la picioarele Lui. Și am vorbit, păi cum să nu mă arunc la picioarele Lui Hristos care începe să pună pe cruce încă înainte să mă facă pe mine ca om? Prin grija Lui, prin pronie și judecată care sunt anterioare. Cum să nu mă pun la picioarele Lui Hristos care acceptă tot ce i-am făcut noi ca oameni în istoria omenirii? Dacă s-ar face un studiu antropologic corect, s-ar ajunge numai la cuvintele, cita în permanență Părintele Arsenie Papacioc, că îl cita pe Alexandru Vlahuță, care din zona noastră, Vlahuță spunea așa, milă-i toată Scriptura. Ăsta e citatul lui, să știți. Părintele Arsenie doar îl cita. Dacă s-ar face un studiu antropologic corect, complet și complex, să știți, sinteza doar asta e. Milă-i toată viața omului. Milă nemăsurată. Cum să nu mă arunc eu la un astfel de Dumnezeu? Acum, vedeți, mai este, să zicem, un secret între ghilimele. Nu pot să înțeleg aceste lucruri și nu pot să mă arunc cu toată încrederea. Știți cum trebuie să mă arunc către Hristos? Cu nădejde absolută, cum se aruncă păianjenul. Nu știu dacă ați urmărit vreodată păianjenul când își țese plasa. Primul fir sare în gol. El nu se problematizează dacă o să cadă și moare sau nu. Sare în gol știind că o să-i se deschidă plasa. Primul fir. Asta e nădejdea în Hristos. Dar uitați, eu nu pot să trăiesc această nădejde și să mă arunc în eu fiind despărțit de Hristos în cuget. Când mă arunc către El, mă arunc în gol, să știți. Prima oară. Asta se întâmplă de obicei, când omul merge la prima spovedanie. Ori eu nu mă pot arunca în gol către Hristos nici ulterior și nu mă pot arunca la picioarele Lui dacă eu nu trăiesc într-o relație personală cu El. O relație absolut personală, un dialog viu. Părintele Stăniloae spunea foarte clar exact ce spunea și Părintele Cezar mai devreme. Hristos a făcut om, Dumnezeu s-a făcut om, ca omul să poată să devină Dumnezeu. De-aia s-a făcut om, nu că n-avea ce să facă. Ori dacă eu nu înțeleg aceste lucruri, eu nu pot dialoga în acest chip, cum spunea Părintele Cezar, iconic, cu Hristos, decât dacă îl consider într-un mod profund personal. Altfel, trăim, dar trăim într-un mod profund aniconic. Nici măcar nu-L considerăm. Dacă îl vom considera, vom intra într-un dialog viu cu El și o să-L rugăm ca pe prietenul nostru orice. Și cred că foarte mulți știți, poate toți, din experiență personală, că orice îl rogi, dacă este mântuirea ta, îți dă rapid, extrem de rapid. Asta înseamnă că și El este într-un dialog cu tine. Tot Părintele Stăniloae spunea că Dumnezeu s-a întrupat, Hristos s-a întrupat, ca eu să pot să-I spun tu. Eu, este Hristosul meu, într-un mod profund personal, cum ar trebui să fie Hristosul fiecăruia dintre dumneavoastră, într-un mod profund personal. Cum să nu mă arunc eu la picioarele Maicii Domnului, care este hotar între firea creată și firea necreată, care e culmea creației, care este, cum să vă spun eu, Maica Domnului este, dacă vreți, temeiul a tot ce a fost înaintea ei, bucuria tot ce a trăit cu ea odată și sfințirea a tot ce este după ea. Este împărăteasa cerului și a pământului. Când mergeți și vă împărtășiți cu trupul lui Hristos la liturghie, vă împărtășiți și de trupul ei. Împărtășindu-vă cu Hristos, vă faceți fii ei în mod nemijlocit, ne facem
s-a dat Dumnezeu fie a ei în mod nemijlocit. Și atunci cum să nu mă rog la ea? Cum să nu mă arunc la picioarele ei să mă ridice la starea de viață? Dar pentru asta, într-adevăr, trebuie ca eu să o consider că e mamă, ca să mă pot bucura de dragostea ei față de fiu, adică de mine. La fel, pe Hristos trebuie să-L consider că e tată, trebuie să iau foarte în serios ceea ce spune rugăciunea Tatăl nostru, ca să mă pot bucura de iubirea Lui față de mine ca fiu. Nefăcând toate aceste lucruri, rămân blocat pur și simplu în temnița propriei mele suferințe, a cărei cauză sunt eu însumi cu mintea mea. Mintea mea e iadul, să știți. Mintea mea fără Hristos este iad. Dacă vă veți uita la adânc, vă veți face o anamneză corectă într-o seară, când vă duceți acasă și veți vedea ce gânduri v-au venit. Bine, trebuie un pic de antrenament, dar iese până la urmă. Și veți vedea ce gânduri au venit în timpul zilei și în ce momente, veți vedea că mintea noastră e iadul. Și dacă nu-L chemăm pe Hristos în ajutor și pe Măicuța Domnului, trăim ca morții, pur și simplu. Pentru mine asta înseamnă de la moarte la viață. Aș putea să vă povestesc din experiență personală, n-am să o fac, dar aș putea să vă povestesc grotesc cu morții, în mod strict personal al meu. Cu toate astea, am ajuns la următoarea concluzie, care pentru mine este extrem de îmbucurătoare, mai ales când cad din nou în această condiție. Și mai ales că mă uit și eu cu grijă și cu nădejde la viitorul copiilor mei. Observ că chiar și atunci când trăiam ca un mort complet în văzduhul inimii mele, Hristos priveghea să uita și avea grijă de mortul din mine. Mă uit înapoi, eu știu foarte bine ce am trăit și cum am trăit și pe unde am fost și ce am făcut. Și asta îmi dă o nădejde absolută. Păi dacă atunci El stătea și priveghea asupra mea, dar aminte când eu mă întorc spre El și zic, Doamne, sunt obosit, ține-mă în brațe, ia-mă în brațe. Ai grijă de mine. Măicuța Domnului, ai grijă de mine. Păi cu siguranță atunci cu atât mai mult va face asta. Însă, dacă nu vom reflecta într-un mod, poate mă repet, profund personal și foarte temeinic asupra acestor lucruri, o să rămânem în zona unui Hristos difuz, filozofic și filozofal. Acela nu-i Hristos, e dracu care ne păcălește să ne uităm la Hristos altfel. Hristos e viu. Fiecare cuvânt al Lui e viu. Și fiecare gând al nostru către El ne introduce într-un dialog viu. Altfel, batem coclaurii, credem că suntem pe drumul cel bun și dacă ne uităm în jurul nostru și vedem câtă suferință provocăm și mai ales câtă suferință ne provocăm, că de aici provocăm suferință în jur, o să ne dăm seama că nu se poate altfel. Omul nu poate să trăiască, să fie viu, decât dacă își manifestă două calități care îl aduc în congruență cu Sfânta Treime. Anume, capacitatea de a iubi, mare atenție, nu iubirea, și revin imediat asupra acestui lucru, și al doilea, libertatea. De ce n-am spus iubirea și am spus capacitatea de a iubi? Pentru că omul nu poate să facă nimic bun. Asta este problema intelectualului în general, sau problema luptătorului în particular. Oameni care au reușit să au crezut că au reușit să facă lucruri prin propriile puteri. Noi nu putem să facem nimic bun. Și o să vă spun ceva cu care nu o să fiți de acord majoritatea, pentru că suntem părinți. Noi nu putem nici să ne iubim copiii. Noi nu putem genera iubirea. Noi doar putem să folosim iubirea care vine de la Hristos către noi și, într-adevăr, avem această calitate de a fi chivernisitori a acestei iubiri. Dar noi nu putem genera decât dacă nimic, de fapt, că era să spun o prostie. Noi nu putem genera, nici dacă ne îndumnezeim după har, iubire, ci putem să o primim într-un mod absolut, cum să spun eu, curat și continuu. Dar noi suntem chivernisitori. Atât. Am întâlnit oameni care au spus, cum adică, domnule, adică eu nu-mi iubesc copilul? Ba da.
Și cum nu eu generez iubirea față copil? Da, nu tu generezi iubirea față. Nu e adevărat. Și când stai cu omul un pic de vorbă, o zi, o oră, o lună, trei ani, omul ajunge la aceeași concluzie. Să știți, prima condiție necesară să trecem de la moarte la viață, trebuie să avem sinceritate completă față de noi. Știți ce se întâmplă când e sincer complet față de tine? Cobori în iadul tău. În mizeria ta, în mocirla ta absolută. Vă spun din proprie experiență. Cobor acolo în fiecare seară. Este prima condiție. Ca să ce? Ca să-ți dai seama că nu faci nimic bun. Și să ceri ajutorul lui Hristos. Și vine instant. Absolut instant. Așa încât nu putem decât să primim iubire pe măsura despătimirii. Bineînțeles, cu cât te despătimești mai mult o bucățică din inimă, acolo vine Hristos. Și acolo vine iubire, pentru că Dumnezeu iubire este, spune Sfântul Evanghelist Ioan. Acum pot eu să manifest iubirea fără libertate, fără a alege unde să o chivernisez, să o administrez? Niciodată. Altfel aș rămâne cu iubirea eu în mine, dacă n-aș fi liber, și probabil m-aș umple de iubire până aș exploda. Nu știu, zic și eu o prostie acum. Dacă m-aș despătim, bineînțeles. Ce înseamnă libertate? Am avut ocazia să stau de vorbă cu foarte mulți tineri în ultimii 10 ani de când m-am întors în țară. Și am observat că majoritatea, și fiți atenți, nu e vina lor, e vina noastră. Pentru că ei sunt copiii noștri. Sunt elevii noștri, sunt studenții noștri. Nepoții noștri, cine vreți dumneavoastră, sunt copiii noștri. Am avut ocazia să observ că în proporție de 99,99% ei își reprezintă libertatea ca pe un concept civic, legal și legalist. Libertatea nu vine din partea stăpânirii sau legiuitorului, vine dinspre păcat. Om liber e cel care nu este legat de păcat și de patimă. Altfel, patima te duce unde vrea ea, când vrea ea. Tu nu ești liber, tu ești rob al ei. Am lucrat cu foarte mulți oameni cu adicții. De orice fel doriți dumneavoastră adicții. Adicții nu înseamnă numai de băutură sau de droguri. Poate să fie, nu știu, de multe forme. Nu dăm exemple acum ca să nu dăm idei. Știți ce spun toți, dar absolut toți, în primele faze? Dom'le, eu fac asta, dar mă las când vreau, mă opresc când vreau eu. Toți, absolut toți. Nu există unul care să spună altceva. Practic își legitimează starea în care se găsește, pentru că altfel trebuie să accepte că trăiește schizofrenic. Și bineînțeles că în prima fază îi spui așa este. Dar nu, știți cum suntem noi când avem o patimă? Am mai dat exemplul ăsta în anumite cazuri, s-a uitat lumea urât la mine. Dar mă iertați, eu care am patimă la fel sunt. Suntem ca un porc sau ca o purcea, după caz, cu un belciug în rât, de belciugul ăla e un lanț și la capătul lanțului e patima mea și mă duce unde vrea ea. Cu alte cuvinte, pe mine Hristos m-a făcut, m-a creat și s-a jertfit pentru mine încă din veșnicie ca să mă cheme la onoarea de împărat și rege și eu trăiesc ca ultimul sclav și mai jos decât ultimul dobitoc. Citeam la psalm mai de mult și nu înțelegeam sub nicio formă. Omul în cinste fiind n-a priceput, alăturat sau dobitoat celor fără de minte s-a asemănat cu ele. Mă iertați, suntem sub ele. Eu n-am văzut până acum vierme care să vrea girafă sau nu știu, și-o bursuc care să nu mai vrea să-și facă treaba care i-a dat-o Dumnezeu. Din pricina asta noi nu suntem liberi. Decât când noi ne îndreptăm către Hristos și spunem, Doamne, Tu știi patimile mele, Tu știi păcatele mele, eliberează-mă că vreau să mă unesc cu Tine. Și atunci, dintr-o dată, ușor, ușor, chiar vine și chiar ne eliberează și chiar începem să vedem cu totul și cu totul relațiile cu cei din jurul nostru. Dacă vreți așa, într-un plan social, de familie și așa mai departe. Odată cu starea de moarte apare frica. Trăind în moarte, trăim în frică. Frica nu este, dacă vreți, congruentă cu starea de ortodox. Prin starea de ortodox, eu nu înțeleg în diferențe în plan religios. Înțelegând firescul slăvirii lui Dumnezeu și a relației între om și Dumnezeu. Că
că asta e ortodoxia, dreapta slăvire. Frica nu e pentru ortodoxi, să știți. Eu nu pot să spun mie frică de șerpi și cred că Hristos a înviat în aceeași frază. Adică eu pot, dar mă iertați, e schizofrenie duhovnicească. Acum, pot să spun altceva. Doamne, eu cred că ai înviat, mi-e frică și de șerpi, ajută-mă să nu mai fie frică de șerpi, ca cu adevărat să cred că ai înviat. Pentru că dacă Hristos a înviat, frica nu stă în picioare de nimic, nici măcar frica că-ți mor copiii. Nu stă în picioare, să știți. Știu că sună aiuristic ce spun eu, dar nu e. Omul care trăiește cu orice frică, viciază profund relațiile cu cei din jur. Acum eu vorbesc și despre, am zis de la început că încerc într-o manieră subiectivă să îmi explic și să povestesc despre ce înseamnă să trăiesc ca un mort, în stare de moarte. Și atunci, ce vin au copiii mei că eu am frici? Cum vor crește copiii mei dacă eu am frici? Vă spun eu, sigur. Cu frici sau nu? Depinde cât să îndură Dumnezeu de ei, să milostivește Dumnezeu de ei. Dar în proporție de 90%, de obicei copiii crescând într-un mediu cu frici, trăiesc în frici. Mai departe, și ei creează alte frici și așa mai departe. Uitați, eu depășesc un pic planul social. Merg un pic mai departe. Copiii mei fac parte din neamul românesc. Și copiii lor vor face parte din neamul românesc. Suntem sub o catedrală care este expresia arhitectonică a credinței evlaviei și ortodoxiei neamului românesc. Știți că etnogeneza neamului românesc începe atât cu ortodoxia în același timp. Procesul de a se crea ca neam, dacă vreți. Durează procesul vreo 300 de ani, într-adevăr, dar începe în același timp. Păi, neamul nostru nu cumva e direct proporțional în relație cu fricile mele și cum le transmit eu copiilor și copiii mei, copiilor lor și așa mai departe. Știți că sună a banc. Nu e banc. E o realitate profundă. Și atunci de ce să nu-mi învăț eu copiii să trăiască în viață, să zicem? De ce să trăiască ca niște morți, cum am trăit eu și cum mai trăiesc câteodată? Pentru asta trebuie în primul rând să fii sincer, să vezi pe ce lume trăiești, în ce moment ești. Eu vorbesc de mine, dar poate dumneavoastră nu trăiți așa. Dacă nu găsiți că trăiți așa, înseamnă că trăiți foarte bine. Dacă nu, înseamnă că puteți faceți ceva. Și nu puteți faceți decât să vă aruncați la picioarele lui Hristos. Altceva nu puteți faceți pentru că omul nu face nimic bun de la el. Deci nu poate să schimbe el modul de cugetare și să trăiască și să simtă ca cineva viu, viu însemnând în Hristos, ci numai dacă se despătimește prin Harul Dumnezeu și se unește cu Hristos. Altfel nu merge. Vedeți, procesul de despătimire, procesul de luminare a minții, procesul de îndumnezeire prin Har, aceste trei etape ale isihiei, să zicem așa, care se aplică atât monahului cât și mireanului, ele nu sunt tributare unui limbaj tehnic de lemn ortodox care să nu producă efecte. Ele sunt niște realități profunde ale vieții noastre. Pentru că noi suntem un binom, suntem trup-suflet. Noi nu trăim numai trupește, nu trăim numai sufletește. N-am să intru în subiectul ăsta, care trăia cu sufletul, ce-i pe acolo și așa mai departe. Ce vreau să înțelegeți este că ce ne propune ortodoxia, ce ne propune Sfânta Tradiție, Evanghelia, însuși cuvântul viu al lui Dumnezeu, nu este o filozofie. Și pentru că această pronia lui Dumnezeu și preștiința lui Dumnezeu era activă dinainte de facerea omului, Dumnezeu ne-a pus la îndemână toate aceste instrumente, toate aceste arme, pentru că El știa că eu o să ajung în starea de a trăi ca un mort. Toate cele încă nefăcute de mine scrise sunt în cartea vieții tale, spune David. Asta nu înseamnă predestinare, înseamnă preștiință. În sensul că Dumnezeu îi place să fie surprins de libertatea mea. Dar în altă ordine de idei, vede de sus cam tot ce se întâmplă și se va întâmpla. Nu înseamnă că și intervine neapărat. Ori El mi-a lăsat mie la îndemână lucrurile astea. Noi alegem în ziua de astăzi să trăim ca și cum toate aceste concepte, principii, slujbe, duhovnicul,
toate aceste arme duhovnicești care să mă scoată pe mine din starea de moarte la starea de viață. Trăim de multe ori, și mă refer la mine acum încă o dată, vă spun. Și eu chiar înțeleg lucrurile astea. Și totuși trăiesc așa toată. Trăim ca și cum sunt filozofie pură. Și știu că în momentele alea eu sunt dublu vinovat. Față de Dumnezeu și de mila Lui. Deja am vorbit prea mult. Am să închei printr-un singur lucru, după care vă stăm la dispoziție, bineînțeles, pentru întrebări. Omul are vocația în Dumnezeirii, așa cum a spus și Părintele Cezar. Și să știți că în această vocație a Dumnezeirii există trei trepte. Și fiecare e bună foarte. Dacă nu știu de a doua sau nu pot să ajung la ea. Însă dacă nu iau decizia de a vedea cum trăiesc, ca un mort sau un viu, și dacă trăiesc ca un viu să o țin așa, și dacă trăiesc ca un mort să trec de la moarte la viață, nu voi putea să mă aflu pe niciuna dintre cele trei stări. Prima stare este starea de rob. Adică împlinesc cuvântul lui Dumnezeu de frica Lui. Mare atenție, nu este vorba de frica în sensul în care fac ceva rău și mă bate. Traducerea din greaca veche este deficitară. Nu putea să traducă într-un singur cuvânt cuvântul grecesc. Și atunci s-a ales frică. În cuvântul grecesc de bază se face referință practic la frica de a nu răni dragostea lui Dumnezeu către mine. Nu e vorba de frică că mă bate Dumnezeu. Dumnezeu nu bate pe nimeni. Dumnezeu nu stă după colț să-ți tragă cu nuiaua pe ceafă pentru că ai greșit. Prima stare este starea de rob. Adică din frică de a nu înșela dragostea lui Dumnezeu, fac voia Lui. E bună foarte asta, dacă nu știu de alta. A doua este de chivernisitor al Harului lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, fac voia lui Dumnezeu pentru răsplată duhovnicească. E bună foarte și asta, dacă nu știu de a treia. Iar a treia este cea de fiu, în care fac voia lui Dumnezeu fără să aștept nimic din dragoste pură față de El. Nu pot să ajung la dragoste pură atâta timp cât eu trăiesc ca un mort. Ce vreau să spun la adânc este că atâta timp cât nu trec din starea de la moarte la viață, prima relație care este alterată profund este cea între mine și Dumnezeu care s-a făcut om și s-a jertfit pentru mine. Fiind alterată această relație, toate celelalte se alterează în cascadă. Noi ne anesteziem în general prin diverse patimi ca să nu vedem că trăim ca morți. Ar fi bine să treacă anestezia, să fie cumva catabolizat așa din organism și să simțim durerea din toți porii noștri și să ne trezim ca să mergem spre viață. Altfel, și noi, împreună cu alți frații noștri, mergem până la groapă atât. Putem să depășim groapa încă din timpul vieții. Nu ține decât de fiecare dintre noi. Restul e filozofie. Mulțumesc frumos! Eram acum vreo 10 ani cu studenții și am transpirat vreo oră. În sfârșit vroiam să fiu convingător, foarte persuasiv așa și foarte viu mi s-a părut că sunt. Și când am terminat, m-am așezat așa satisfăcut cum e scărpinat porcul la șorici, asta înseamnă satisfăcut. Și îi întreb așa superior, aveți vreo întrebare? Și unul dintre ei ridică așa mâna și zice, când mâncăm? Așa
Da, cred că este, a fost o impolitețe, dar vă spun ceva. I-am mărturisit domnului Mihai că am fost intimidat, foarte intimidat. Și de ce? Întâi de toate, prezența Sfintei aici este extrem de vie. Ți se taie picioarele. Dumneavoastră fiind de aici, și noi mergeam la Părintele Arsenie așa, cam când vroiam noi, cum vroiam, în sfârșit. După ce l-a luat Domnul în ceata lui, ne-am dat seama. Deci am fost extrem de intimidat de imaginea aceasta a catedralei, a mitropoliei care efectiv stăpânește Iașul. Nu știu, într-un sens, cum stăpânește, cum spune, cum stăpânește Hristos biserica, nu? Adică se simte așa un și asta te intimidează, adică îți dai seama că nu ești nimic. Că nu ești nimic. Și că totuși, bine, nu ești nimic, dar ce cauți aici? Știi, se pune problema. Așa, deci asta pe de-o parte și într-adevăr nici nu mi-am dat seama că este o mare impolitețe să nu te prezinți, că doar nu am cântat în vreun concert, în deschiderea vreunui concert la cineva, așa că n-aveți, bineînțeles. Numele meu este Cezar Axinte, sunt preot la o capelă misionară lângă universitate, se numește Capela Tinerilor. Și cu hramul Buna Vestire și Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca. Poate că vă place Sfânta Maria Egipteanca. Eu o iubesc foarte mult și noi o iubim foarte mult acolo. Și da, și m-am ocupat mulți ani de tineri în eparhie, de studenți, de elevi. În sfârșit încă facem lucrul acesta. Dar eu am avut un program foarte încărcat și am lucrat 12-14 ore pe zi și asta m-a făcut să dau cuiva, să rog pe cineva să mă ajute în lucrarea asta și acum doar binecuvintez așa câte o lucrare, pentru că efectiv nu mai am timp să mă ocup de asta. Suntem cu bisericuța aceasta în construcție, care nu este o parohie, este o, cum am spus, o capelă misionară. Sunt preot de mir, avem 4 copii și n-am nicio pretenție, nu vreau nimic decât să cunosc iubirea lui Dumnezeu, să cunosc ortodoxia, să cunosc taina persoanei. Nu, n-am nicio carte de vizită pe care aș putea să o prezint. Adesea, dacă mă întreabă cineva care-i treaba cu tine pe aici, de fapt, eu mărturisesc că sunt îndrăgostit de ortodoxie. Sunt îndrăgostit de ortodoxie. Și vă spun așa, deși poate că s-a simțit o apăsare a evenimentelor care s-au petrecut și la care am participat și noi, totuși eu mărturisesc, adică nu mă satur să mărturisesc despre frumusețea ortodoxiei. Asta e, dacă ar fi într-un cuvânt,
dacă stăm până mâine la ora asta aici, fără, chiar și fără un par cu apă, să știți că eu nu mă satur. Dar nu se face așa ceva, adică când mâncăm. Însă dacă ar fi să mă întrebați, și asta devine, am observat că devine destul de plictisitor, pentru că de câte ori mă întâlnesc cu prieteni din, mă rog, din copilărie, fac ce fac și stai să spun puțin despre Hristos sau așa a făcut sau așa a făcut cu tare. Ceea ce trebuie să fie la un moment dat supărător sau, mă rog, deranjant, deși nu mi-a zis-o nimeni, mă gândesc că poate fi așa, dar nu mă satur. Deci acum, de exemplu, dacă începem un subiect care ține de biserică, ține de Hristos, putem să stăm 2-3 ore și după aceea începem alt subiect și iar 2-3 ore, nu mă satur. Asta nu știu, cred că poate să fie și o ispită sau poate fie, să fie și o înșelare. Nu-mi dau seama, Domnul știe, dar nu mă puneți la încercare. Părintele Iustin mi-a zis așa, niciodată să nu pleci dintr-o casă cu mâna goală. Și am zis, păi eu chiar mă gândeam cumva invers cum să fac. Dar Părintele Iustin, care e un mare sfânt al dumneavoastră de aici, noi l-avem pe Părintele Arsenie, dumneavoastră l-aveți pe Părintele Iustin, deși mă tot plângeam că n-am visat niciun sfânt, nici pe Maica Domnului, toți fiii mei duhovnicesc visează, ba pe un sfânt, ba mai mulți, ba pe Maica Domnului, ba pe Mântuitorul. Și ziceam, băi, dar eu n-am visat niciun sfânt. Și într-o noapte l-am visat pe Părintele Iustin. Și zic, în sfârșit am visat și eu un sfânt. Și eram exact așa cum mă vedeți îmbrăcat, acum acoperit cu tichiuță din aia călugărească și mă cheamă și îmi zice, m-am pus în genunchi, avea epitrahilul, mi-a pus epitrahilul și zice, du-te și trage clopotele. Și eu m-am dus și am tras clopotele de... Și când m-am întors, mi-a zis, măi, dar nu pentru mormântare. Vă dați seama. Deci noi încă suntem tributari acestei realități. Deci m-am dus și am tras, nu mi-a zis părintele, du-te trage clopotele că a murit Gigel. Mi-a zis, du-te trage clopotele. Clopotele se trag pentru înviere, chiar și pentru morți. Și acesta e cuvântul sfântului dumneavoastră de aici. Am visat și eu un sfânt care mi-a zis că clopotele se trag pentru înviere. Și de atunci, sigur că știu așa. Da, iertați-mă.